Pentru a veni în sprijinul familiilor cu un trai nu tocmai decent din Mioveni, Asociația Salvând un Suflet, Salvăm Viitorul din Câmpul Lung le-a făcut o bucurie micuților ce provin din familii nevoiașe, dar și copiilor care au fost abandonați de părinți și au rămas în grija rudelor. Puștii au primit hăinuțe și jucării. Sunt bucuroasă că pot face acest lucru și pe zi ce trece constat că sunt foarte, foarte mulți oameni care au nevoie de sprijinul fundațiilor, de ajutorul nostru. După cum se vede și această familie care, din păcate, părinții nu-i mai interesează ce se poate face. Luptăm cât putem de mult cu ajutorul sponsorilor noștri să aducem o alinare în sufletele lor. Atâta este că mă ajută foarte mult și îmi pare bine că m-a ajutat. Că bani 6 milioane, nu pot cămin să plătesc, la creșe să dau și mâncare în caz. Este foarte greu. Să nu se intereseze, să știe ce face, să nu se intereseze cum sunt fetele. Dar unde sunt părinților? Sunt plecați prin Anglia, din câte am auzit. Mulțumesc bine, vă mulțumesc din suflet. O să fie copii foarte încântați că deja a începuseră să urle că vai, au venit de la primărie. Deci să dea Dumnezeu să vorba să fim sănătoși și dumneavoastră. Ca să mai faceți un bine și nu numai nouă, probabil că sunt foarte mulți în situația noastră. Cele care au făcut posibil această bucurie pentru micuți au fost numeroase ONG-uri din țară și din străinătate, dar și persoane fizice, toate prin asociația Salvând un Suflet, Salvăm Viitorul. Prin bunăvoința oamenilor, 15 familii cu o situație financiară precară au primit daruri pentru cei mici.